Hey Google, tell RoboVac to go back to the charging station. RoboVac Batman returning to charging base. Salutare și bine v-am regăsit! Faceți cunoștință cu Batman. Batman își face de cape la noi prin casă și este un robot de curățare. Și m-am gândit să intru un pic în zona asta de electrocasnice extrem de utile, de care s-ar putea să ai nevoie, dar nu știi că ai nevoie. Dacă ai copii sau dacă ai animale de casă, atunci cu siguranță ai nevoie de un astfel de roboțel. Și o să-ți explic și de ce. Îți spun cum funcționează, ce face, pentru cine este util și pentru cine nu este util, cât ține bateria, cum se curăță și tot ce ai vrea să știi despre un astfel de robot. Robotul de față este un UiFi RoboVac L70 Hybrid. E hybrid pentru că știe să și dea cu mopul. Pe lângă aspirare, știe să facă și curățenie pe parchet, de exemplu. Acum, dacă n-ai auzit de UiFi, nu e nicio problemă. Cu siguranță ai auzit de Anker. Anker este firma mamă și UiFi este brandul. Iar sub brandul UiFi se găsesc atât roboții aceștia, adică aspiratoare mobile, automate, cât și, nu știu, camere de supraveghere sau senzor de inundație, senzor de fum. UiFi e practic un ecosistem, așa cum au și alte branduri, în care includem foarte multe accesorii, dispozitive, gadgeturi care sunt conectate la internet. Funcția principală a acestui robot este aspirarea și face o treabă destul de bună la capitolul ăsta. L-am testat în ultima săptămână prin casă și am cam toate tipurile de suprafețe pe care o să le întâlnești într-un apartament sau într-o casă. Adică covor, parchet și ceva gresie prin baie. În bucătărie am pus un covor din ăla foarte, foarte gros pe care a reușit să-l curețe destul de bine. Acum, există și opțiunea să-l faci să curețe cu mop. Adică are un fel de cârpă de microfibră și are un rezervor în care poți să pui apa. La ce este bun un astfel de roboțel? E bine, să mențină curățenia pe care tu ai făcut-o la Paște și la Crăciun. Curățenia generală unde ai șters absolut tot. Pe mine m-a ajutat destul de mult. A reușit să intre chiar și sub pat, deși e destul de înalt în comparație cu alți roboți de tipul ăsta și a reușit să strângă tot praful și toate scamele de prin colțuri, de pe peste tot. Adică mă așteptam să lase cel puțin în zona respectivă, însă a reușit să le amestece și pe alea cu acea perie rotativă și să le arunce în rezervor. Ca și putere de aspirare, nu te aștepta la ceva spectaculos. Acei 2200 de pascali pe care îi raportează el ca în specificații nu sunt o valoare foarte mare. De exemplu, un aspirator normal ar avea undeva între 10 și 20.000 de pascali, este unitatea de măsură pentru presiunea aerului, dar nu contează atât de mult, pentru că modul în care este gândit aspiratorul face ca acei 2200 de pascal să fie, să zicem, mai mult. Nu m-aș uita la un aspirator după puterea lui de curățare. Între 1500 și 2200 sau 2500 nu este mare diferență pentru un astfel de aspirator. Mai mult contează cum sunt așezate periile, cât de aproape este de sol, cât de mare este peria rotativă cu care trage praful și așa mai departe. Funcția de mop funcționează destul de bine. N-am observat să aibă probleme, nu consumă rezervorul foarte repede, dar nu este, să zicem, ceva senzațional. N-aș băga însă detergent înăuntru, pentru că s-ar putea să-i strici duzele respective, pentru că sunt destul de mici. Aș băga doar apă. În zona în care iese apa din rezervor, are chiar și o mică pastilă pentru dedurizare. Ți-aș recomanda să folosești apă filtrată sau chiar apă dedurizată, nu consumă foarte multă, ca să nu îi astup foarte repede cu calcar toate traseele de la interior. Sunt sigur că sunt destul de mici. N-aș băga așadar detergent și n-aș băga alte soluții, alți solvenți sau ceară. Aia poți să o faci tu, de exemplu, manual sau cu un atașament pentru aspiratorul clasic. Îmi place însă că detectează automat atunci când inserezi adaptorul pentru mop. Poți să-l lași, de exemplu, acolo și din aplicație să-i setezi anumite zone în care să nu dea cu mop, cum ar fi, de exemplu, covorul. Da? Păi să delimitezi zona în care se află covorul în sufragerie și în zona respectivă nu o să
activeze pompa de apă și nu o să dea cu mop, o să aspire doar. Reglajele pentru mop sunt destul de interesante. Sunt trei tipuri de reglaje și sunt gândite mai mult pentru gresie, pentru ciment și pentru parchet. Pentru parchet aș folosi setarea cea mai intensă, deși și pentru ciment ar funcționa pentru că sunt destul de multe găurele în el. Pentru gresie aș folosi setarea mai simplă pentru că oricum suprafața ei nu este atât de poroasă și poate să curățe destul de ușor fără să consume foarte multă apă. Nu vrei să-l încarci de prea multe ori. La mine, de exemplu, n-a reușit să consume tot rezervorul și am aproximativ 25 de metri pătrați de parchet accesibil. La capitolul zgomot. Da, e destul de gălăgios pe setarea maximă, însă dacă stai cu căștile pe urechi, cred că poți să-l las să facă curat pe lângă tine în timp ce lucrezi sau te uiți la un film. Nu văd o problemă în asta. Dacă îl dai pe silențios, cred că poți să-l lași în camera alăturată să-și facă treaba chiar și când dormi. Autonomia este mult, mult mai mare decât mă așteptam. Ce mi-a plăcut la el este că știe să se încarce atunci când nu mai are baterie și se întoarce la docking station chiar dacă nu și-a terminat treaba, adică n-a terminat curățenie. După ce a ajuns la 80%, lucru care durează aproximativ 5 ore dacă este complet, complet gol, se întoarce și începe din punctul în care a plecat. Nu l-am lăsat să meargă la docking station pentru că eu n-am o casă foarte mare, apartamentul are vreo 50 de metri pătrați, 55 total dacă număr și de baraua și dulapurile. Așadar, l-am forțat să rămână cu bateria în punctul în care era și a reușit să curețe de 3 ori până acum și încă nu s-a descărcat. Deci cred că mai merge încă o dată să mai facă o curățenie completă prin casă. Asta înseamnă că ar trebui să ajungă pentru chiar o casă de 150-180 de metri pătrați, cred că ar fi maximum cu care poți să mergi cu o singură încărcare de baterie. Aplicația este, să zicem, la început, însă face o treabă foarte bună. Este destul de simplu de înțeles unde trebuie să te duci ca să-l configurezi și ce trebuie să facă și, pe de altă parte, îți arată în timp real și pe unde se află roboțelul, poți să-l oprești, poți să-l trimiți la docking station, poți să-l setezi să meargă să facă curat în altă cameră dacă, nu știu, te deranjează momentul respectiv sau pur și simplu simți că acolo este nevoie să mai treacă încă o dată. Și partea de mapping este destul de utilă pentru că el știe pe unde a fost și ce lucruri trebuie să ocolească. Din cadrul editorului de hartă, poți să-i spui să nu acceseze anumite locații deloc. De exemplu, poate să fie, nu știu, o zonă de scări pe care vrei să o evite. El oricum va reuși să o evite cu ajutorul laserului de deasupra, însă poți să-i setezi să nu mai meargă deloc pe acolo, pur și simplu să se întoarcă înapoi și să își rea curățarea sau să se ducă înapoi la docking station. Poți să o resetezi, de exemplu, dacă vrei să remapezi, dacă ai așezat lucrurile prin casă și în momentul respectiv, nu știu, ai mutat niște canapele sau ai eliberat un spațiu mai mare și robotul a fost setat până acum să nu ajungă în zona respectivă, poți să îi dai reset la hartă și să-l lași să-și remapeze. După prima curățare, deja o să știe cam care este toată casa ta. Ce mi-a plăcut că există și o opțiune dedicată pentru mop, adică să-l setezi doar să dea cu mopul și pur și simplu să nu mai aspire. În felul ăsta chiar este super, super silențios. Așadar, dacă e suprafață mare de parchet, poți să-l lași să dea doar cu mopul, cu apă și să strângă mizeria de acolo. Zonele de curățare, din nou, poți să le adaugi tu, poți să-i spui de câte ori să treacă prin zonele de curățare, poți să-i faci un program destul de complex de care să asculte și poți să vezi și cam care a fost istoricul curățărilor, adică când s-a dus la curățat, cât timp a petrecut curățând. Hey Google, tell RoboVac to go back to the charging station. RoboVac Batman returning to charging base. Îmi place la nebunie această funcție, nici nu mai trebuie să mai scot telefonul din buzunar și pur și simplu să-i spun lui Google să-l trimite la plimbare. Da, funcționează și cu Alexa, încă nu funcționează cu Siri. Încă. Cum își face el mapping-ul? Ei bine, are un senzor deasupra, acea biluță albă, care îl face puțin și mai înalt decât alți roboței, cum am spus, și care poate deveni incomodă dacă ai cabluri atârnate într-o priză sau perdele, de exemplu, s-ar putea să se agațe în ele. Dar e ok, e ok. Până acum așa a făcut treaba și nu l-am găsit încurcat în fire decât în dormitor. Aici, deși am mai multe, a reușit să treacă peste ele. Acolo la interior se află practic un laser și cu un motoraj circular pe care îl aruncă către toți pereții și apoi
detectează ce primește, ce raze primește înapoi și așa își mapează el teritoriul, vede care sunt obstacolele. Dacă nu sunt prea aproape de el, de exemplu, și nu le-a observat cu ajutorul laserului, atunci se va lovi foarte ușor de ele, nu ca roboții mai vechi, ci care dau cu capul efectiv și le auzi, ci doar o să se atingă ușor de el, o să aibă, are un arc acolo, un senzor cu arc și va reveni înapoi la traseu. Prețul, să știi că variază puțin, este între 2500 și 3000 de lei și da, este aliniat cu prețul oficial de la UEFI.com. Dacă te uiți pe site-ul celor de la UEFI, este undeva la 550 de dolari și noi îl avem direct de la importator, de la Eastcom, care s-ar putea să aibă chiar și o promoție în următoarea perioadă ca să fie ceva mai accesibil. Da, o să varieze puțin, însă, având în vedere că este mai accesibil decât brandurile mari care fac astfel de roboți și are cam toate funcțiile pe care le-am văzut și la aceea, să știi că mi se pare o alegere destul de înțeleaptă. Bateria este ok, partea de mapping este iarăși foarte bună, adică de scanarea împrejurimilor, să știe în ce cameră se află și cum arată camera. E chiar primul roboțel de la UEFI care știe să facă treaba asta. Și m-a surprins și partea de dat cu mopul. Nu mă așteptam să facă treaba atât de bine. Mi-a plăcut că se curăță destul de ușor, mi-a plăcut că e destul de hămesit, să zic așa, după praf și după fire de păr și cred că dacă ai un animal de casă, va trebui să-l cureți cam în fiecare zi, ceea ce nu mi se pare o problemă. Pur și simplu scoți rezervorul de acolo, ai chiar și o perie foarte simpatică cu care să cureți filtrul. Filtrul, apropo, nu garantez că este un HEPA, însă arată ca un HEPA și este destul de bine etanșat. Și ar trebui așadar să nu arunci în spatele lui praf și alte particule, particule acele PM2.5, de exemplu. Adevărul este că la capitolul roboți hibrizi, dacă te uiți la alții care au funcții, să zicem, similare, aceia trec cam de 1000 de euro. Mi se pare o idee bună că cei de la Anker își dezvoltă mult mai mult și acest segment de nu știu, electrocasnice și alte dispozitive. Știu de UEFI de mai mulți ani de zile, însă la noi în România n-au ajuns decât recent și sunt tare curios cum o să susțină un test de lungă durată, mai ales la cineva care are, de exemplu, și copii sau animale de casă. Chiar sunt printre voi oameni care și-au cumpărat un astfel de roboțel, nu neapărat acest model, să ne spună cum se descurcă și cât de mult le ușurează viața? Pentru mine e un pic la început, să zicem. N-am simțit că am nevoie, am făcut curat destul de des, însă ce am simțit este că aerul din dormitor este mai curat. Dacă îl lași să-și facă treaba în fiecare zi, nu o să mai ai niciun fel de particule de praf, filtrele de la purificatorul de aer iarăși vor fi mai curate. E o idee bună să-l ai să se plimbe prin toată casa, pentru că atunci când intri în casă, toate hainele de pe tine, inclusiv pielea ta și haina ta cu care te-ai născut, elimină foarte multe particule de piele, de praf, de scame. Atunci când, de exemplu, scuturi un tricou, toate particulele alea ajung în casă și automat pe jos și după aia le iei împreună cu tine în pat. Ar fi așadar o idee bună să ai un astfel de roboțel să facă curat după tine, mai ales după ce se așează acele particule pe covor sau pe jos. La capitolul aspirare se descurcă foarte bine, trage foarte bine chiar și de pe covoare din astea mai groase. Sunt mulțumit mai ales de covorul din bucătărie, unde nu mă așteptam să se înțeleagă deloc cu el și mi-a plăcut că nu se încurcă în cabluri. Nu știu cum face, reușește, are un algoritm acolo, iese din ele, reușește să iasă din ele. Singurul lucru unde s-a încurcat este perdeaua, dar pe aia trebuie să o tai oricum pentru că a lăsat-o prea lungă. Cam atât. Asta este UEFI RoboVac L70 Hybrid. Sper că ți-a plăcut acest review puțin diferit, dar mult mai bine structurat, zic eu. Spune-mi tu ce părere ai despre acest review și despre roboțel, mai ales în secțiunea de comentarii. O să-ți las și un link unde poți să-l găsești și noi ne auzim data viitoare. Și mulțumim foarte mult membrilor care ne susțin în această perioadă, atât de pe cavaleria.ro, cât și de pe bucnici.ro. Dacă nu ești membru, află ce poți să obții ca și membru, îți spune de pe acum, în live-uri o să poți să comentezi cât vrei tu. Live-urile sunt de obicei dedicate pentru toată lumea, însă doar membrii pot comenta la noi și asta mi se pare o idee bună. Avem o comunitate foarte faină acolo. Așadar, mulțumim în continuare și noi ne vedem data viitoare. Nu uita să dai un like, un share, un subscribe dacă nu ești abonat încă, nu neapărat membru, ci doar abonat. Numai bine!